Pacienții infectați cu SARS-CoV-2 în alte orașe din țară, pentru că în capitală nu mai sunt locuri la terapie intensivă. 15 pacienți vor fi transportați cu aeronave militare la spitalele din zona Moldovei. Primii 5 deja au plecat spre unitățile medicale din Iași și Bacău. Spitalele din București au rămas fără locuri la terapie intensivă, în contextul în care doar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate doar în capitală alte aproape 1500 de noi îmbolnăviri. Așa că s-a luat decizia ca pacienții aflați în stare gravă să fie transferați la marile spitale din țară. În acest moment avem cam toate paturile ocupate și vorbim aici de un număr de 550 de paturi. Cam toate sunt ocupate, se fac însă și externări și mai pleacă, se mai externează câte cineva. Și atunci asigur că mai punem 2-3 paturi la dispoziție și se ocupă, nu rămâne ocupate. Iar în terapie intensivă, bineînțeles, de câteva zile bune, noi nu ne putem lăuda că am avea pat liber. Primii 5 au plecat deja spre spitale din Bacău și Iași. 3 vor fi internați în spitalele din Iași, iar 2 la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Spitalul de boli infecțioase din Iași, în cursul weekendului trecut, am primit 6 pacienți de la Spitalul Județean Neamț. În momentul de față, de la centrul de comandă s-au anunțat 5 pacienți în terapie intensivă, iar la secția exterioară de la Lescan vom primi 2. Per total, locuri la Spitalul de boli infecțioase Iași, pentru că includ aici secția exterioară de la Lescan, sunt 3 locuri de terapie intensivă destinate agravării unor posibili pacienți, pentru că în momentul de față avem în jur de 200 și cred 40 de pacienți confirmați, marea majoritate dependenți de oxigen și mulți dintre ei cu factori de risc. Premierul Ludovic Orban spune că situația se va mai detensiona în scurt timp, pentru că sunt în pregătire alte paturi la terapie intensivă. 30 vor fi puse la dispoziție de un spital privat chiar săptămâna viitoare. Obligația noastră este ca toți pacienții care au nevoie de tratament în secțiile de terapie intensivă să le identificăm locuri pentru a putea fi tratați și de multe ori se poate întâmpla, de exemplu, în Alba să nu găsim locuri în spitalul județean din Alba, să căutăm loc la Mureș sau la Brașov. De asemenea, și interregional a existat astfel de situații. De la București, de exemplu, am transferat la Timișoara. Practic, noi asigurăm tratarea pacienților care au nevoie de internare în secțiile de terapie intensivă, pentru că numărul cazurilor nu este distribuit în conformitate cu numărul paturilor libere de la terapie intensivă și atunci unde sunt paturi libere, acolo transferă pacienții. Între timp, România a mai trecut printr-o zi neagră. Am avut iarăși peste 10.000 de noi infectări, 167 de decese, iar la terapie intensivă sunt internați 1.131 de pacienți.